Aici am făcut să iau 2 ani. Trupurile neînsuflețite ale celor doi soți de 33, respectiv 38 de ani, băiețelului de 2 ani și jumătate și fetiței de 4 ani și jumătate, au fost ridicate de rude de la morga Spitalului Județean de Urgență Slatina. Familia a fost depusă la o capelă din Craiova, unde prietenii și apropiații pot merge până mâine să își ia rămas bun. Tragedia a șocat o țară întreagă. Tatăl bărbatului mort în accident își găsește cu greu cuvintele. A pierdut o familie complet cu tot viitorul. A luat îngerii. Fata o și împărtășise în duminică aici, la biserică. Copiii nevinovați și cei mari și cei mici cu tot viitorul în față, cu toată dragostea. Petre Ion, bărbatul mort în accidentul de la pădurea Sarului, are un frate geamăn care locuiește în Slatina. Când s-a întâmplat nenorocirea, acesta a simțit că fratele lui a pățit ceva grav. Nu mai putea să mai urce scările la un etaj. I-a venit rău. Ei tot timpul se simțeau unul pe altul. Dar n-a știut ce este. Până când a trebuit să se afle. Cei doi soți și copiii lor erau o familie cu adevărat fericită. Dețineau câteva afaceri în București, iar totul mergea bine. Când s-a întâmplat tragedia, veneau de la Craiova, de la părinții bărbatului și mergeau acasă. Într-o secundă, totul a fost spulberat. Teribilă veste, am fost la televizor, eram singur în casă și am plâns în hohote. Chiar în ziua, în dimineața aceea, am fost la ei. Am vorbit cu ei, era așa de mulțumit că îi mergea bine la firmă băiatului. Le-am făcut poze, m-am dus în camera cealaltă la Mirabela, era cu copilul. I-am pupat, le-am făcut și lor poze. După când am auzit apă ce m-a spus și e tot, deci nu se poate descrie în cuvinte cum i-am lăsat de fericit și de... Așa radiau. Cei doi soți și copiii lor, dar și antrenorul lotului național de tenis de masă, Mihai Bobocică, mort în același accident rutier, vor fi înmormântați mâine la cimitirul Ungureni din Craiova. Șoferul tirului care a provocat tragedia este cercetat de poliție.